Polițiștii sunt în alertă și încearcă să prindă mai mulți indivizi periculoși care au provocat un scandal monstru după ce s-au luat la bătaie cu alți 6 tineri. Victimele s-au urcat într-o mașină și au încercat să fugă, dar agresorii au pornit după ei. Urmărirea a început în Gorj și s-a încheiat în Mehedinți. Atacatorii au distrus mașina și au început să-și împartă pumni și picioare. 2 dintre victime au fost transportate de urgență la spital. A fost scandal monstru în 2 comune din județele Gorj și Mehedinți. După ce au băut mai bine în satul din comuna gorjeană în Glogova, câțiva tineri s-au luat la ceartă, iar de aici până la o bătaie, în toată regula, nu a fost decât un pas. Încercând să scape de furia agresorilor, victimele s-au urcat în mașină, însă bătăușii s-au luat după ei. Le-au distrus mașina, iar în urma scandalului, 2 dintre persoanele implicate au fost transportate cu ambulanța la spitalul din Drobeta, Turnu Severin. Bătaia s-a produs în comuna mehedințeană Bala, sat Sărdănești. Cu toate acestea, tinerii au refuzat internarea. În total au fost implicate în scandal 15 persoane, 9 agresori și 6 victime. În acest moment, 7 dintre agresori sunt de negăsiți, toți cei suspecți din județul Gorj. 2 dintre aceștia au fost deja identificați. În acest caz, poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru lovire, dar și pentru distrugere. Totuși, sunt surse care susțin că ar fi vorba despre o reglare de conturi.